Zgomotul, zgomot cât mai intens, cât mai puternic. De ce oare în prag de sărbători, în prag de an nou, avem nevoie de atâta zgomot? Pentru că zgomotul alungă toate relele care s-au acumulat de-a lungul anului. Și începem anul care vine mai curați, mai optimiști, mai senini. De foarte mult zgomot veți avea parte și în continuare, de la ultimul ansamblu al acestui festival. Oare de ce ursul este o mască atât de impozantă, atât de frumoasă, atât de impresionantă? Pentru că ursul este singurul animal sălbatic capabil să stea în poziție umană, în două picioare. Și de aceea el a fost domesticit și pus să danseze, să devină o mască atât de impozantă în cadrul obiceiurilor de iarnă. Urșii de la Leorda Comănești Bacău vin astăzi să încheie, cum nu se poate mai bine, zgomotul și veselia pe care v-a adus-o pe scenă toate ansamblurile de astăzi. Îi așteptăm cu mare drag pe urșii de la Comănești. Soi soare și străluce, oi să covor urșii din munte, oi că de atâta negură, oi au uitați cum tremură, oi tremură de nerăbdare. Hai să mai facă o jucare, hai și cobor ușor la vale, hai câte unul pe cărare, hai să-mi veni cu ei în sac, hai ușure și apăsat. Hai numai dacă ne-ți primi, hai că avem cu ce veni, hai ca în fiecare an, hai cei mai buni la festival, hai într-o seară mai târziu. Hai pornesc prin codrul pustiu, hai sus în vârte la izboare, hai mergea boala pe cărare, hai și m-am dus și e ușor, hai ca să-i pur un puișor. Hai puișorul la țipat, hai și ursoai ca m-a mușcat, hai tu cu minte de nu stai, hai scot cuțitul și te tai, hai și te fac cățuri la cai. Hai ușurea și-ncetine,
Hai că așa ursu frumușe. Și-am zis verde șolalea. Hai așa urs din leordă. Hai și când mi-a murit mașneagu. Hai mie mi-a lăsat oiagul. Păi și cu iesă cârmuiesc. Hai întreag mi-a mulur săresc. Hai de Crăciun de bobotează. Păi toată lumea se distrează. Păi numai eu nu mă distrez. Păi stau în codru patrulez. Păi patrulez așa de bine. Păi și cu arba lângă mine. Păi și cuțitul la picior. Păi gata, gata să-l omor. Păi ușur e și-ncet în el. Păi că așa-i ursul frumușel. Păi pe pară cu trufele. Păi spalale la rufele. Păi și le tinde pe zăbrele. Păi de la trăcâinii la ele. Păi și le tinde tot mai sus. Păi la trăcâinii ca la urs. Hai bucuroși, nebucuroși, dar bine v-am găsit sănătoși. Păi cu această ursoaică mică, păi care nu știe de frică. Păi și-am zis verde șolalea, păi că asta-i toată averea mea. Păi într-o zi de sărbătoare, dar lumea a vrut să mi-i omoare. Păi dar eu când am aflat, păi tare rău m-am supărat. Păi am dat foc la întregul sat. Păi și cursul a plecat. Păi și te saltă Moș Martine. Păi să te vadă lumea bine. Păi că tu mă asculti pe mine. Păi nu m-ai ascultatul zău. Păi dar ți-e frică de ciorlău. Păi că ciorlău-i pregătit. Păi pentru corpul tău gătit. Păi 7 săptămâni de post. Păi eu pe acasă n-am mai fost. Păi și aseară când m-am dus, păi am găsit lacătul pus. Păi luai lacătul cu mâna. Păi și veriga cu căciula. Păi intru casă plin de dor. Păi văd o mâță pe cuptor.
Păi îmi trec cu aseară în țeastă, păi să o iau încet pe creastă. Păi ajung în pe culme sus, păi găsesc o urmă de urs. Păi sus la bradul cel trăznit, păi o ursoaică am zărit. Păi avea și doi pui cu ea, păi ce frumos ea mai juca. Păi mă dusei și e ușor, păi ca să-i fur un puișor. Puișorul a țipat, păi și ursoaica m-a mușcat. Păi tu cu minte de nu stai, păi tu cu minte de nu stai. Păi scot cuțitul și te tai, păi și te fac hățur la cai. Păi și te saltă pe ciomac, păi ca fasole pe harac. Păi sus în vârful nihăile, păi stătea baciul buzăile. Păi dimineața după mulți, păi câinii tot băteau aurți. Păi și mă duc spre troaca rece, păi ca să văd ce se petrece. Păi mă sui pe stâncă sus, păi și-am văzut un pui de urs. Păi și am luat pușca din cui, păi pielea în cui ca să-i o pui. Păi și ursoaica de târcoale, păi joacă ursule picioare. Păi frunzuliță, foi de foi, păi iată că am ajuns la voi. Păi și-am ajuns cu micu mare, păi și-am găsit mare adunare. Păi cum am fost noi învățați, păi voi mereu să aplaudați. Păi pe această ceată aleasă, păi de la moștră moș rămasă. Păi și-am zis verde calipanu, păi ăștia surșii lui Anganu. Păi și te saltă pui de urs, păi din pădure te-am adus. Păi te-am adus de mititel, păi te-ai făcut cât un vițel. Păi na-na-na Martinena, păi din hai boala roșia. Păi pe părău la Dărbăneasca, păi mi-am încat urșii nevasta. Păi a căutai cu chibritul, păi îi găsi numai baticul. Păi căutai cu lumânarea, păi îi găsi numai spinarea. La mulți ani! Busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă, mulțumim de ce l-ați dat, mi-am luat urci și am plecat. Hai, hai, ursule, după mine!
Hai să te învăț să trăiești bine! Hai cu pâine și cu măsline! Hai și te sădă tot mai sus! Hai putu-ți mamă ta de uz! Hai și te sădă, sădă, sădă! Hai ca mașină basculantă! Păi șapte voi și-o vale adâncă, hai vale urși mă mănâncă, hai urșilor nu mă mâncați, hai vă mă duc dintre Carpați, hai v-am dat carne fără os, hai vă mă duc cei mai frumos. Hai și v-am dat și coșcăvor, hai v-am adus la festival, hai da ușure, hai că ți-ai dat carne de miel. Hai da, hai da ursule, hai că ți-s dragi-uri soicele, hai da, hai da, puișori, hai după tata-ncetișori. Mulțumim alaiului din Comănești Leorda, județul Bacău. Probabil că sunt scene pe care în cap, la noi n-au încăput niciodată. Le mulțumim pentru participarea și din acest an. Îi mulțumim domnului Fănică Hanganu, cred că s-a dus, principalul Ursar și coordonator al acestui grup. Dacă nu mă înșel, mâine este ziua dumnealui de naștere. Îi urăm la mulți ani. Acesta a fost spectacolul nostru. Mulțumesc doamnei etnolog Ioana Repciuc pentru prezentare și pentru informația oferită pe parcursul prezentării formațiilor care au evoluat pe această scenă. Sperăm să fiți alături de noi și anul viitor. Până atunci, sărbători fericite tuturor! Felicitări echipei Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași, echipei inimoase care v-a oferit acest spectacol. Și vă mulțumim dumneavoastră că a stat până la sfârșit, mai ales generației tinere care a stat aici aproape de scenă și pentru ei vom fi în continuare alături de dumneavoastră, vom păstra tradiția. Să aveți sărbători fericite! Domnul Fănică Hanganu, probabil că vrea să ureze și dumnealui sărbători fericite. Noi vă urăm la mulți ani, mâine este ziua dumneavoastră, nu? Vă mulțumim pentru invitație și vă dorim tot binele din lume. Să fiți sănătoși! La mulți ani! Ajută! Mulțumim! Mai așteptăm, da?